Bună ziua, stimați prieteni! Suntem la cea de 156 ediții de analize economice, un proiect comun de viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe paginile instituțiilor noastre sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect legat de veniturile familiei și le vom aborda din punct de vedere a unui sondaj în luna mai, IDIS Viitorul, comandat la CBS Research sau CBS AXA, CBS AXA, trei întrebări legate de veniturile familiei, cine câștigă mai mulți bani, cine cheltuie mai mulți bani, dar cea mai importantă întrebare care am vrut să o aflăm este de câți bani au nevoie moldovenii pentru a fi fericiți. Deci e bună întrebarea aceasta, că răspunzând și la altă întrebare care am pus-o în sondajul precedent, când am întrebat cetățenii noștri de câți bani au nevoie pentru a nu pleca peste hotare, în felul acesta, știind salariul din Moldova, știind câți bani le trebuie oamenilor ca să fie fericiți, știți de câți bani au nevoie moldovenii ca să nu plece peste hotare, plus minus ne putem da seama care este discrepanța dintre doleanțele cetățenilor noștri și situația reală care este în Republica Moldova. Haideți să mergem. Deci prima întrebare care am formulat-o noi în sondaj a fost una foarte simplă. De câți bani aveți nevoie ca să fiți fericiți? Oamenii au avut dreptul să răspundă liber, fiecare a spus ce cifră a dorit, iar noi le-am grupat, mai bine zis CBS Research, le-a grupat și am primit în felul următor. Dacă observați, avem 4% din oameni care s-ar simți fericiți chiar dacă ar primi până în 5.000 de lei pe lună. Nu știu cum e asta, dar oamenii cred că sunt într-o situație extrem de proastă, dacă pentru ei 5.000 de lei ar însemna fericire. Cel mai mult se cetățeni, aproape 24%, sunt în grupul de la 5 până la 10.000 de lei, deci oamenii, într-adevăr, cel mai probabil, și mai departe veți vedea, probabil vorbim de pensionari, deoarece pentru ei această sumă, într-adevăr, este o sumă care ei spun că ar face fericit. După aceasta merg 10-15.000 și avem 11% din persoane care spun că pentru ei, ca să fie fericiți, ar trebui să primească cel puțin 30.000 de lei pe lună, ar trebui să aibă ca ei să se simtă fericiți. Având răspunsurile oamenilor, știind când oamenii au participat la sondaj, ponderând aceste rezultate, am obținut care este suma medie de bani pe care cetățeanul Republicii Moldova, dacă ar avea-o, el s-ar simți fericit și ar spune că lucrurile merg bine. Deci dacă ne-am uitat, în mediu cetățenii Republicii Moldova, la situația din luna mai, că la anul sigur această cifră va fi cu mult mai mare, ei spun că dacă ar primi 16.300 de lei pe lună, atunci această sumă i-ar face să simt fericiți. Dacă ne uităm după sexul respondentului, observăm că bărbații au nevoie mai mult. Eu sincer vă spun, nu că aș avea ceva contra bărbaților, dar pentru mine a fost puțin straniu. Ei spun că ar avea nevoie de 18.000 de lei ca să sunt fericit, iar femeile ar zic că dacă ar fi 14.900 sau observăm o diferență cam de 20% din bărbați și femei, toți ar simți fericit. Pe grupii de vârstă, situația este în felul următor. Cel mai mare așteptări au grupa 30-44 de ani. Este de fapt sunt oameni formați care au familii deja, ei cred că de aici este solicitarea lor. Ei spun că ar avea nevoie de 20.600 ca să simt fericit. La o polul opus se află persoanele în vârstă care au peste 60 de ani. Ei spun că dacă ar avea 10.000 de lei s-ar simți fericit. Cât privește după locul de trai, oamenii din oraș, asta este evident, aici salariile sunt mai mari și costurile, cheltuielile financiare sunt mai mari, deci cei din oraș spun că ar avea nevoie de 19.000 de lei pe lună, cei de la sate spun că 14.000 de lei i-ar face fericiți. Dacă să ne uităm după studii, situația este relativ egală, cu excepția celor cu studii superioare care se diferențiază destul de clar, ei zic că ar avea nevoie de 20.000 de lei, deci oamenii cu studii superioare au niște așteptări financiare cu mult mai mari decât restul, undeva se primește cu 30% mai mari decât restul cetățenilor. Deci cel cu studii superioare, aș putea spune în felul următor, dacă ai studii superioare, cel mai probabil și veniturile sunt mai mari, dar și așteptările sunt minim cu 30%. Dintre acei care
lucrează undeva, așteptările sunt de 20.000 de lei, cei care sunt inactivi, fie sunt studenți, fie sunt pensionari, deci pentru ei este 13.000 de lei. Din câte observăm, practic, pentru a fi fericit, omul nostru, cel care lucrează, dacă ținem cont că salariul mediu net este aproape de două ori mai mic, este ceva mai mult de 10.000 de lei astăzi, atunci se primește că omul pentru fericire are nevoie exact de două ori mai mult decât are. Deci cam asta ar fi, mai mult de două ori mai mult decât este salariul. Și mi-a fost destul de interesant să văd dacă există o diferență dintre limba vorbită și, da, cei vorbitori români, noi suntem așa puțin mai, să zicem, modești în aspirații, 15.900 vorbitorii de limba rusă sau altă limbă, 17.400 la ei, așteptările pentru fericire sunt mai mari. După cum am spus, am vrut să compar, deci dacă ați observat, practic am putea spune în felul următor, cei care lucrează pentru fericire au nevoie de circa 20.000 de lei, cei care nu lucrează au nevoie de 13.000 de lei. Deci oamenii pentru fericire au nevoie de 20.000 de lei. Și aici aș vrea să vă reamintesc un sondaj care l-am realizat mai mulți ani la rând, mai bine spus, deja de 5 ani îl facem, am avut o ușoară pauză, dar cifrele sunt aproximativ aceleași. Noi am pus o întrebare care astăzi, pur și simplu o repet, a mai fost ca să ne fie clar contextul, de câți bani ai nevoie ca să nu pleci pe hotare. Și dacă ne uităm, în acest an, cetățenii Republicii Moldova au spus că au nevoie ca să nu pleci pe hotare de 17.500 de lei, iar salariul mediu în primul trimestru îl estimăm la, aproape 11.000 de lei. Dacă ne uităm atent, oamenii spun ca să fii fericit au nevoie de 16.300 de lei. Dacă ar primi 17.500 de lei, el n-ar pleca peste hotare. Iar aceasta este cam cu 70% mai mult decât a fost. Apropo, în 2017 așteptările erau de peste două ori mai mari. Altfel spus, în prezent, salariul la noi cât de cât se apropie de așteptările oamenilor. Nu că se apropie, dar dacă înainte era diferența de două ori ceva, acum e unul între 7 ori. Deci, practic, diferența de salarizare scade, deci diferența dintre așteptări și salariul real primit nu este atât de mare, dar asta, din păcate, pentru noi nu înseamnă că migrația cumva s-a stopat și acolo vă arăta. Pentru a înțelege acest lucru, vă mai arăt un grafic, nu mai țin minte dacă cândva l-am mai prezentat, unde am făcut un lucru simplu. Am luat cât e salariul în Republica Moldova a fost și este, în euro, și cât este salariul în zona euro. Deci zona euro sunt țările unde a fost introdus euro. Italia, Spania, Germania, deci toate țările unde este euro. Nu Uniunea Europeană, dar zona euro. Dacă nu uităm atent, în 2000, salariul în Republica Moldova, lumea nu poate nu crede, poate crede, cine a uitat, era 36 de euro pe lună. Salariul în zona euro era 1245. Diferența salarială era de 35 de ori. Deci imaginați-vă în 2000, un cetățean al Republicii Moldova, când pleca peste hotare la un salariu de 700-800 de euro, la el imediat venitul lui creștea de 20 de ori. Deci impactul financiar a migrației în anul 2000 era unul pur și simplu incredibil. Oamenii dintr-o sărăcie totală, dintr-o sărăcie plucie, își îmbunătățeau situația financiară a familiei brusc de 20 de ori. Deci asta cum ar fi că acum, dacă anul acesta salariu este 720 de euro, să pleci pe hotare la un salariu de 15.000 de euro. Deci cred că nici nu putem imagina așa ceva. După aceasta, dacă observați an de an la noi cât salariul creștea, iar în zona euro, deoarece bunăstarea lor era destul de ridicată, nu creștea atât de tare. În rezultat, în 2024, în acest an, salariul în zona euro, în mediu, va fi de circa 2.300 de euro, iar la noi, în Republica Moldova, 724 de euro, o diferență de 3 ori. Altfel spus, în 25 de ani, salariul în Republica Moldova a crescut cu un ritm de 10 ori mai mare decât în zona euro. Lucrul este clar, deci cauza nu că noi suntem atât de buni, dar din simplu motiv că noi eram într-o sărăcie atât de mare, că noi pur și simplu ne recuperăm, dar diferența este de 3 ori. Chiar dacă atunci diferența era de
35 de ori, iar acum diferența este doar de 3 ori, presiunea migraționistă rămâne una foarte mare. Și lucrul acesta se vede pe o cifră foarte simplă. Am estimat câți cetățeni din Republica Moldova, din numărul celor care erau în țară, anual părăseau Republica Moldova. Dacă observăm, cel mai mare nivel, am avut 2001-2005, cel mai mare până în acum, 1,53%. Deci anual, 1,35% din populația prezentă în țară pleca peste hotare. După aceasta am avut o perioadă de scădere 2006-2010, 0,83 și cea mai mic nivel de migrație a fost în perioada 2011-2015. Este amuzant, nu amuzant, dar este interesant acest lucru. Dacă vă aduceți aminte, în această perioadă Republica Moldova a obținut regimul liberalizat de viză. Toată lumea, de fapt, argumentul de bază era că dacă cetățenii Republicii Moldova obțin regimul liberalizat de viză, toți vor pleca din țară. Straniu este, de exact în perioada în care cetățenii noștri nu mai trebuiau în perioada 2001-2005, plecau 1,5%, nu de atac nu vreau să plece. Vă țineți minte, posibilitatea de a pleca era practic imposibil, oamenii plăteau mii de euro pentru a pleca ilegal din țară și de atât avem 1,5%. În mod normal am fi avut 5-6%, cred că dacă pleca toți care doreau. Cred că plecau toți atunci. Trebuia să închidem lumina aici în țară. Dar cel mai interesant este perioada 2011-2015, că este unica perioadă când am avut cel mai mic nivel de migrație, iar aceasta s-a întâmplat în contextul în care oamenii au obținut regimul liberalizat de viză. Cum ar fi? Le-au spus că poți pleci peste hotar, dar i-au spus că nu vor să rămână acasă. Deci asta a fost unica perioadă cu cea mai mică migrație. După aceasta, noi l-am numit acesta doilea val de migrație, evident, deci în cauza că, vedeți, după o scădere am avut o creștere bruscă, 2016-2020, 1,45, și acum noi numim acesta treilea val de migrație, avem cea mai mare migrație din toată istoria noastră, 2,6, iar acum am ajuns chiar la 2,8% migrație anuală, și drama este că nu pur și simplu pleacă, dar pleacă cei mai tineri. Dacă înainte plecau oamenii mai în vârstă, acum pleacă tinerii și, după cum vedeți, diferența salarială, chiar dacă s-a redus, aceasta nu a influențat absolut deloc dorința de migra. Aceasta a fost întrebarea prima care am pus-o, legată de cât trebuie să aibă un om ca să fie fericit. A doua întrebare, care mi s-a părut foarte interesant, am vrut să vedem cine în familie câștigă mai mult, bărbații sau femeii. Există la noi un stereotip că femeile, da, într-adevăr, în multe cazuri femeile au o remunerare mai slabă, dar cât n-ar fi de straniu în Republica Moldova, când am întrebat acest lucru, 50% din familii spun că la ei câștigă mai mult bărbații, în 28% din familii, fiți atenți, nu răspundeți, dar 28% din familii se primește, câștigă mai mult soția și în 16% ambii egali și în alt membru a familiei în cazul când copilul sau cineva câștigă mai mult. Deci, dacă observăm, într-adevăr, bărbații domină, dar avem destul de multe, 28% din familie unde soțiile câștigă mai mult. Dar mie mi s-a părut interesant cum ar fi răspunsul la această întrebare dacă întrebăm bărbații aparte și femeile aparte. Că atunci în mediu, da. Și atunci ne uitați ce spun ei. Dacă ne uităm atent, răspunsurile de la treilea încolo este egal. Am alt membru a familiei, plus minus bărbații și femeile au răspuns la fel, ambii câștigă egal, plus minus bărbații și femeile au răspuns la fel. Diferența este atunci când întrebăm ce spun bărbații și ce spun femeile atunci când vorbim. Deci în cazul bărbaților, soțul câștigă mai mult, 65% din bărbați spun că în familia lor soțul câștigă mai mult. Când uităm la femei, doar 36% spun că soțul câștigă mai mult. De fapt, femeile, nu știu din ce cauză, mai des spun că situația e invers. Când întrebăm soția, avem 12% din bărbați care spun că soția câștigă mai mult și 41% din femei spun că soția câștigă mai mult. Tind să cred că, de fapt, situația este puțin alta, deci nu-i 28%, nu-i nici 13% cum obținem, nu-i nici 41%, 28% ar fi cam lucru corect, dar cel mai important este că bărbații, când câștigă soția mai mult, nu știu din ce cauză, nu vor să recunoască lucrul acesta, iar soțiile, de multe ori,
Posibil că leacă exagerează, dar cel mai clar se vede clar, bărbații nu vor să recunoască că soția câștigă mai mult. A treia întrebare e și mai complicată. Nu vreau să zic cine cheltui banii în familie, că asta n-ar suna frumos. Întrebarea am pus-o mai delicat, mai diplomatic, cine gestionează banii în familie, evident, având în vedere, ia decizii de cheltuire a lor. Și aici vedem în felul următor, cel mai clar este 42% de familii spun că la ei gestionarea banilor în familie are loc egal. Deci și soțul și soția participă egal. Deci un fel de pace și prietenie, vreau să cred că așa și este. În 31% din cazuri soția mai mult și în 22% cazuri soțul mai mult. Deci avem 22% din familie unde soțul gestionează mai mult banii, 31% soțiile și 42% spun că ambii egal. Deci observăm deodată că în Moldova sau ambii sau mai mult soția este cea care gestionează banii în familie. Dacă bărbatul câștigă o leacă mai mult la gestionare, nu-mi place cuvântul cheltuit, că s-ar avea în vedere risipă, am vedere la gestionare, într-adevăr vorbim de gestionare inteligentă a banilor în familie, soția se ocupă. După cum bănuiți, aici am vrut să văd diferența. Există o diferență dintre ce spun bărbații și ce spun femeile? De la 3 încolo e egal, că ambii egal și bărbații și soțiile sunt de acord că ambii cheltuie egal. De ce? Eu tind să cred că undeva în 40% din familie, într-adevăr, ambii decid egal cum cheltuie banii. Cât privesc în alte cazuri, avem o diferență enormă. Atunci bărbații de fapt sunt cei care spun că ei cheltuie banii, ei decid cheltuirea banii, ei gestionează banii 38% și soția 13%. Deci doar 13% din bărbați recunosc că da, soția gestionează banii. Nu că recunosc, dar confirmă că soția gestionează banii. Mai mulți spun că e invers. Cât privește că întrebăm soțiile, situația este diametral opusă. 9% din doamne spun că bărbații gestionează mai mult banii, iar 45% spun că de fapt ele gestionează banii. În opinia mea este că totuși avem familii unde banii cât de cât gestionează ambii, dar în cel mai multe cazuri totuși soția este cea care are și capacitatea și posibilitatea și responsabilitatea de a gestiona mai corect banii. Și am făcut un mixt dintre două lucruri. Am ales cine gestionează banii în dependență de cine câștigă mai mult. Dacă ne uităm atent, în ultima coloniță, o luăm din tâi cu ultima, am luat situația unde ambii câștigă la fel. În condiția când ambii câștigă la fel, deci în familie unde ei au răspuns că ambii câștigă la fel, observăm că aproape 80% din bani sunt cheltuiți iarăși prin decizii comune. Deci noi avem un număr de familii unde răspunsul este că ambii câștigăm la fel și în acest caz 80% din familii spun că ambii decidem cheltuirile banilor. Dar și atunci unde ambii câștigă la fel avem 17% soție mai mult și doar 5% bărbați mai mult. Deci în condiția când ambii câștigă la fel sau împreună decid cheltuirile lor sau totuși soția puțin domină. În condiția când soțul câștigă mai mult, avem astfel de familii și ați văzut că ele sunt mai multe oricum, acestea sunt familii dominante, noi avem 44% când ambii decid cum se cheltuie banii, în 42% răspunsul este că soțul decide mai mult și 14% chiar dacă soțul câștigă mai mult, tot soția decide cheltuirea, cum se vor gestiona banii. Nu cheltui, dar vor gestiona. Și în cazul când soția câștigă mai mult, că ați văzut, avem destul de mult, cred că în 30% din familie soția câștigă mai mult, aici situația este foarte clară. În cazul când soția câștigă mai mult, dacă în cazul când bărbatul câștigă mai mult, avem o ponder destul de semnificativă a cazul când soția gestionează bani, în cazul când soția câștigă mai mult, răspunsul este de fapt unul foarte clar, în 75% din cazuri și soțul și soția spun că soția este cea care gestionează bani în 24 de cazuri împreună și în 3% de cazuri sau practic lipsește, soțul decide cheltuirea banilor în cazul când soția câștigă mai mult.
Acestea a fost ceea ce am vrut să vă prezint astăzi în acest sondaj, încă o dată repet, realizat în luna mai de CBS AXA la comanda IDIS Viitorul. În acest sondaj, cel mai important am dorit să vedem care este aspectul de gestiune internă a finanțelor în familie și cred că ați primit informația destul de utilă. Avem foarte multe familii unde soția câștigă mai mult cât n-ar fi de straniu pentru unii, că avem unii care cred că lucrul acesta nu se întâmplă în țara noastră și pot să afirm că în cele mai des surtătul soției este cea care gestionează banii familiei. Cât privește despre fericire, fericirea cetățeanului nostru este plus minus echivalentă cu banii care el îi dorește ca să nu plece peste hotare și aceasta este cam cu 70% mai mult decât salariul din Republica Moldova. Deci, altfel spus, cetățeanul nostru, dacă ar avea cu 70% mai mult decât are, el nu ar pleca peste hotare și aici doar vreau să vă menționez, dacă v-ați uitat în graficele cu așteptările salariale, cred că așa este și la fericire. Fericirea am făcut pentru prima dată de ce dinamică n-avem. Avem o fată Morgană, întotdeauna așteptările cetățenilor și de fericire și de salariale sunt aproape de două ori mai mari decât ceea ce se întâmplă în realitate. Și chiar dacă la noi salariile în euro calculat cresc destul de rapid, chiar dacă la noi salariul, discrepanța salarială dintre noi și zona euro s-a redus de 10 ori, de la 35 de ori până la 32 ori, deci o reducere pur și simplu de inimaginat, lucrul acesta absolut deloc nu a stopat procesul de migrație, ba din contră, în prezent ne confruntăm cu un proces migraționist mult mai mare decât am avut în alte perioade. Aceasta am vrut să vă spun pentru astăzi, până data viitoare când vom discuta un alt aspect interesant legat de economia națională.